Subtitulatura Cupa Mușcel în weekend la lung în sala de sport a școlii gimnaziale Nanu Mușcel s-a desfășurat un turneu amical de minivolei la care au participat patru formații: CS Mușcel în calitate de echipă gazdă, CSM București, CSS Buzău și CS Volei Craiova, echipe invitate și bine cotate la nivel național. S-a jucat stil campionat fiecare cu fiecare, înregistrându-se următoarele rezultate: sâmbătă, în prima zi de concurs, CS Mușcel CSM București 3 la 2 și CSS Buzău CSV Craiova 3 la 2. Duminică, în cea de-a doua zi de competiție, CSM Mușcel, CSS Buzău 1 la 3, CSV Craiova, CSM București 3 la 0, CSS Buzău, CSM București 3 la 1 și CSV Craiova, CSM Mușcel 3 la 0. La final, CSM Mușcel a ocupat locul al treilea pe podium după CSS Buzău locul întâi și CSV Craiova locul al doilea. Pentru CSM Mușcel Câmpulung, echipă pregătită de antrenorul Adrian Mihai, urmează o perioadă cu competiții oficiale. Primul turneu în cadrul campionatului național de minivoli va fi la Târgu Jiu, chiar la sfârșitul acestei săptămâni, iar cel de-al doilea, weekendul următor, la Craiova, în cadrul campionatului național de volei Speranțe.